Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Astăzi mă gândeam să fac un filmuleț în care să vă arăt ce am mai mâncat, mai ales că sunt și însărcinată și oricum a trecut ceva timp de când am făcut un astfel de filmuleț. Și acum suntem la micul dejun și e așa o situație mai ciudată în timpul sarcinii. Mă deranjează în continuare mirosuri, parfumuri, detergenți, nu știu, soluție de geamuri, tot ce e cu un miros mai puternic, deci toate astea mă deranjează. În schimb, la mâncare îmi place foarte mult tot ce e mai, așa, mai împuțită, zic, brânza în general, care e mai împuțită, îmi place foarte, foarte mult. Și aș mânca de 3 ori pe zi, dacă ar trebui, nu m-ar deranja. Și atunci mi-am făcut acum de dimineață un croissant cu unt, cu brânză brie și șuncă de Praga și le-am pe acestea din Kaufland. Și asta mi-a plăcut, așa că oricum nu prea aveam de unde să aleg, dar m-am bucurat că era deja feliată și șuncă de Praga. Nu, nimic special, niște legume și un ceai călduț de dimineață, un ceai de fenicul cu miere și lămâie. Și asta o să mănânc la micul dejun. Ceva dulce după masă. Îmi plac foarte mult aceste ciocolățele cu cremă de banane. Sunt așa niște rigle de ciocolată și înăuntru au cremă de banane. O găsiți în Lidl, cred. La gustare am o cafea foarte, foarte slabă cu mult lapte pe care mi-am făcut-o și un baton de cereale fitness cu căpșuni. În ultimul timp îmi plac foarte mult aceste batoane și mai ales așa lângă cafea. Sunt astea cu căpșuni care îmi plac mult de tot și alea cu ciocolată albă. Pe alea le mănânc și cafeaua nu este foarte tare. Da, s-a trezit Felix. Este destul de slabă, dar așa puțin pentru gustul de cafea. 3, 2, 1. Ce supă cremă de broccoli cu crutoane. Și o fără crutoane. Și Melissa fără crutoane, în caz că vrea cineva să știe. Eu acum fac niște clătite și pentru că știu că o să mănânc destul de multe clătite și să nu mă simt vinovată pentru că o să le mănânc cu ciocolată. Dar asta puțin mai încolo pentru că abia am început să fac și mai am de făcut. O să mănânc acum un măr ca să nu mă simt așa foarte vinovată că am mâncat dulciuri și nu am prea mâncat fructe. Masa de seară, am așteptat momentul ăsta de câteva zile pentru că îmi doream să comand sushi. Dar bineînțeles, sushi fără pește crud și așa mai departe, pentru că în timpul sarcinii nu e recomandat. Și îmi doream să comand de la Sushi Terra, pentru că am mâncat odată acolo cu Daniel și mi-a plăcut foarte mult, doar că pentru a putea comanda acasă, trebuia să comand destul de mult, că altfel nu se librau la domiciliu și aveam nevoie de Florin ca să putem să mâncăm împreună, că singură sau cu Daniel prea mult n-aș fi putut să mănânc ca să pot să comande suma de care trebuia. Alea 3 știu, că de azi am luat așa negre, că știu că ți-ți plac negre. Dar mai luat aici tot așa somon gătit și susană. Nu, dar mănâncă mai bine cum sunt. Ăsta știu că am mâncat cu Daniel somon teriyaki și ne-a plăcut foarte mult, tot așa e peștele gătit. Astea sunt cu avocado, astea sunt cu legume. Una dintre astea e cred că asta e cu somon gătit și asta e cu somon gătit. Ce alegi? Voi alege cealaltă. Și asta nu știu exact cum e.
că nu are așa denumire, doar cum carnea nu este crudă, pentru că la timpul sarcinii din cauza toxoplasmozei, cred, și alte chestii așa pe care poți să le dezvolți în timpul sarcinii și care nu ar fi ok pentru copil, nu e bine să mănânci carne crudă, ouă crude și chestii de genul acesta. Și acum am zis că abia aștept să mănânc. Mi-am pus aici din fiecare. De aici am sos de soia, ghimbir murat și wasabi. This is a good day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife.